Dragele mele, vedeți că eu fac mâncare. Mâncare consistentă, să spunem așa. Sarmale, ciorbă, plăcinte. Dragele mele, dar o prietenă de-a mea mi-a făcut un pic de observație. A zis că eu ce fac cu dieta? Dacă fac mâncare. Dragele mele, eu trebuie să fac mâncare. N-am cum să nu fac mâncare. Pentru că am familia. Vedeți, am familia care trebuie să mănânce. Nu pot să-i chinui, să-i familia să-mi o chinui. Dacă eu țin dietă, să-i chinui și pe ei sărăcuți. N-am cum, n-am cum. Deci trebuie să fac mâncare. Și dacă mai am și câte o comandă, ce fac? Nu pot să refuz, nu? Ei bine, dar să, nu credeți că eu mănânc așa ceva. Mai și gust eu un pic, că mi-e poftă, sunt gurmandă, dar o guriță așa micuță. Dar am mâncare, mi-a preparat, uitați, orez alb, deci în bianco, cum zice soțul meu. Ei, asta, am mâncat un pic de orez, câteva linguri de orez. Vedeți cicoria mi-a făcut soțul meu? Deci e numai fiartă și cu un pic de ulei de măsline și cu atât. Ei, și mi-a făcut salată de fructe. Salată de fructe, vedeți, cu kiwi, cu ananas, cu căpșuni, mere, pere, struguri, nu știu ce a mai pus el aici. Deci o salată foarte lejeră. Asta este mâncarea mea, dragile mele, nu mă bag eu acum la sarmale, la ciorbe, la pulpe prăjite, la astea, nu, nu, eu mănânc și eu ce pot, așa, pe lângă gust, nu pot să zic că nu gust, deci am renunțat la, deci nu mai mănânc după ora 7, sunt conștientă de lucrul acesta, deci dulciurile, ciocolate și alte minuni, deci le-am scos total din meniu. Ei, și carne, mănânc mai rar, deci să zicem de două ori pe săptămână, mai mult pește. Îmi face soțul meu, că prietena mea m-a întrebat că ce dietă țin eu. Deci îmi face fructe de mare, bine, și cu un pic de pastă și cu un pic de... Uite, mi-a făcut și un pic de pastă, mai rămas un pic, am mâncat, vedeți? Deci nu mor de foame, mănânc și eu ceva acolo. Dar nu mănânc mâncărurile astea care sunt grele, deci sunt conștientă de lucrurile acestea. Și mă limitez și eu la orez fert, la cicore, la bieta, la salate, foarte multe salate, deci îmi face soțul meu. Deci, într-un fel, e bine, e bine. Se poate trăi și așa, și cu dietă, și cu toate astea. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă, sănătate, pupici cu sclipici. Mă las că am o grămadă de treabă, am aici de gătit, mâine este sărbătoare și vreau să stau și eu relaxată și le fac asta. Cu ajutorul Dumnezeu pe toate și mâine să stau și eu ca fiecare om liniștită, să stau și eu să mai vorbesc cu voi, să stau și eu liniștită, să nu mai fac treabă, să respect și eu sărbătoarea ca fiecare om. Acum vă pup, vă las, vedeți deci mâncarea mea, da? Bun, vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă, pupici cu sclipici!